Salut! Eu sunt Rodby și poate în ultimul timp v-am obișnuit să mai aud de persoane. Pe bun drept, adică nu pot să spui că am greșit vreodată când m-am luat de cineva. Dar de data asta vreau să fac ceva diferit. Vreau să vorbesc despre un om care este chiar underrated și chiar merită mult mai mult decât are acum. Vreau să fiu foarte bineînțeles, nu fac promovări și nu accept ideea de a face promovări pe bani. Chestia asta mergea prin 2013-2014 pe când... Știi, nu erau foarte mulți youtuberi și să cumpere promovare de la cineva, hai să spunem că te-a ajutat, dar de ce să ceri cuiva 10 euro, 15 euro pentru 100-200 de abonați? Mai bine privesc eu YouTube-ul și dacă cred că cineva este relevant sau poate să aducă ceva nou, să-l ajut cum pot. Dacă nu, să nu mă implic. Să primez mesaje de genul: salut Rodby, ești foarte tare. Uite, am și un videoclip sau am și un canal. Poți să dai și tu un share? Nu ne cunoaștem, dar sigur, mai rai ăștia și pe mine. Știu că ești pe aia de treabă. Știi, dacă o să folosești psihologia asta cu mine, nu o să-ți meargă. Nu trebuie să mă rogi tu să fac ceva. Dacă o să-mi placă, o să fac eu oricum. Încercați să nu mai abordați youtuberi în felul ăsta, pentru că aici greșiți foarte mult că abordați situația în felul ăsta. Așa că vreau să vă arăt un exemplu de așa da. Îmi place să mă uit pe YouTube și să văd ce este nou, așa că l-am văzut pe tipul ăsta la mișto. O să vă las un screenshot aici să vedeți canalul lui. Ideea e că i-am urmărit câteva videoclipuri, mi-a plăcut formatul, știu că l-am văzut și pe la Alpaca, dar mi-a plăcut felul în care aborda situațiile. Și am spus, băi, hai să îl mai urmăresc. Nu-i dăsem subscribe, dar mi-a părea la recomandate clipurile lui, deoarece pur și simplu îi urmăream clipurile să văd cum evoluează treaba. Și am spus să mă uit în continuare și la un moment dat a scos un clip despre Ioana Beregoi și mă bucur că a ajuns în trending. Hai să îl privim puțin, să vedem, să ne facem și noi o părere despre acel clip. ...tul în care a ajuns pe locul 1 în trending cu titlul ăsta. Serios? Clickbait? YouTube! Ce d***cu faci? Iar dai rateuri? Dormi? Tu chiar n-ai nicio metodă în a selecta prostiile astea? Uite-te și tu, care 18.000 de like-uri și 13.000 de dislike-uri și ți-ai dat seama că e ceva în neregulă. Apreciez foarte mult cum a abordat subiectul, mai ales că... formatul lui este diferit, dar ideea este aceeași. Vrea să evidențieze greșelile unor persoane. Ceea ce e super tare. E foarte tare că există persoane care să spună celor mai mari sau, mă rog, mai mici, indiferent câți abonați au, băi, nu e ok ce faci, pentru că unii se ghidează după o majoritate. Nu o să asculte de o singură persoană niciodată. Ideea e că am sunat un comentariu la acest videoclip, că a fost bun clipul și că mi-a plăcut. În a doua zi, cred că în a doua, din câte știu, mi-a lăsat și un comentariu la videoclip și m-a căutat pe Instagram, a vorbit cu mine, mi-a spus dacă am nevoie de el oricând să-l sun și chestii de genul. Mi s-a părut foarte friendly tipul și nu l-am rugat și nu m-a rugat să fac asta, dar m-a pus și la box, l-am pus și la box. Mi s-a părut că a fost totul așa, gen organic, a fost totul de la sine. Și sunt foarte dezamăgit că tipul ăsta nu ajunge mai sus, pentru că, vezi tu, chiar are foarte mult potențial și spun că noi îl putem ajuta. Eu fac asta foarte, foarte rar, să ajut o persoană, pentru că știu ce am pățit când am ajutat pe alții. Nu lua acest videoclip ca și o promovare, chiar ca și o recomandare. Îți arăt ceva ce probabil nu știi și de aici tu poți să alegi dacă vrei să te uiți sau vrei să te abonezi. Îți recomand clipul cu Iuliana Beregoi și dacă ți-a plăcut, poți să-l ajuți cu subscribe și poți să-l ajuți, bineînțeles, și cu un like. Eu am fost Rodby și nu vreau să vă țin mai mult. Am vrut să vă recomand acest canal și nu mă ruga să fac chestii de genul, pentru că asta e ceva special. Mi se pare că tipul merită mult mai multă atenție. Sper să-l ajutăm. Asta e ca un PS. N-am fost de mult pagina de Facebook și am cam neglijat-o, așa că ai un link în descriere spre pagina mea de Facebook. Dacă nu ai dat încă like sau dacă ai uitat de ea, îți reamintesc că există și vreau să o folosesc mai mult, să comunic cu voi, pentru că pe profilul personal e un pic ciudat să scriu anumite mesaje ce au relevanță doar cu YouTube.